Semeți periculoși și misterioși. Munții Buceci sunt considerați în literatura cu preocupări în domeniul paranormal un adevărat pol energetic. De la tuneluri subterane până la guri de rai, cărări ireale și locuri foarte încărcate energetic, Munții Buceci suscită imaginația celor care le străbat potecile. Există o foarte bogată literatură de specialitate pe tema misterelor și a fenomenelor paranormale din Buceci. Potrivit acesteia, Munții Buceci ar fi presărați de locuri misterioase, zone foarte încărcate energetic, unde aparatura se declanșează singură sau oamenii resimt simptome ciudate, portaluri prin care oamenii dispar și apar în alte locuri la foarte mare distanță. Despre Buceci se mai spune că sunt presărați de tuneluri subterane de zeci de kilometri, dar și de locuri în care oamenii se vindecă miraculos datorită apei vii și a gurilor de rai. Subteranul României ar fi străbătut de aproximativ 500 de kilometri de tuneluri și catacombe săpate încă din timpuri străvechi, conform autorilor unui volum intitulat Secretele României Subterane. Numeroase legende s-au păstrat până astăzi despre galeriile săpate în munți sau sub cetăți, cu rol de refugiu a populației din calea cotropitorilor. Ipoteza existenței unei rețele de galerii subterane în interiorul Bucegilor circulă de ani de zile. Unii spun că ar fi o rețea care comunică pe sub pământ cu piramidele din Egipt, alții că acolo se ascund baze secrete pe care nimeni nu ar trebui să le cunoască. O altă categorie merge chiar până într-acolo încât susține că ar fi o rețea construită de civilizații extraterestre care monitorizează atent tot ce se întâmplă pe pământ. Despre aceste tuneluri, a căror existență este amplu dezbătută, dar nu a fost confirmată, se spune că nu ar exista doar sub munții Buceci, ci în întregul arc carpatic, iar de ele se leagă mai multe legende. În vremea dacilor se spune că acestea erau cunoscute doar de preoți și de câteva căpeteni. Tunelurile aveau fie un rol strategic, fie ascundeau tezaurul neamului, iar secretul rețelei subterane din Buceci a ajuns doar la cei care aveau menirea de a-l proteja. Anumite măsurători au arătat că există două tuneluri care traversează munții din zona masivului Bucegi până în apropiere de peștera urșilor din Carpații Occidentali. Se spune de asemenea că există galerii care comunică prin munte cu Retezatul și Rarăul din masivul Ceahlău, pe ale căror vârfuri ar fi fost, la fel ca pe vârful Omul, sanctuare care formau triunghiul de aur al Daciei. Cei care s-au ocupat cu măsurătorile în Buceci, dar și în celelalte masive din Carpați, au întocmit o posibilă harta rețelei subterane din munții noștri și au constatat cu uimire că tunelurile nu sunt dispuse haotic, ci formează conturul unui lup imens, cu gura căscată al cărui cap este în munții Apuseni, iar coada coboară până aproape de Pietroșița, județul Dâmbovița. Această constatare duce cu gânduri clar la steagul de lupt al dacilor, un șarpe cu cap de lup și la faptul că lupul simboliza în credința dacică inteligență, dreptate și nesupunere, dar și potrivit legendei un ajutor și un protector în momentele grele. Teoria existenței unor tuneluri și săli secrete sub muntele Ceahlău a fost puternic alimentată de mărturia unui profesor din Iași care susține că ar fi pătruns într-un astfel de tunel. Profesorul de fizică Constantin Bursuc, în vârstă de 71 de ani, cunoscut în mediul inventatorilor din Iași, este cel care a lansat povestea rețelei subterane, pe baza unor experiențe pe care susține că le-a avut în anii 90. Acesta spune că cercetarea a realizat-o cu ajutorul unor metode neconvenționale, precum salturi în spațiu, dedublare sau telepatie, dar că nu a mai continuat să studieze tunelurile subterane din ultimii ani. Citat: cercetările le-am început din județul Suceava, unde există o poartă de intrare în această rețea de tuneluri subterane artificiale. De acolo, rețeaua pornește în trei direcții, una pe direcția Rădăuți-Suceava, o alta pe sub munții Retezat, Buceci, Ceahlău și Satu Mare, iar o a treia trece pe sub muntele Godeanu, la vest de mănăstirea Tismana. Nu tunelurile m-au interesat efectiv, ci pentru mine a fost curiozitatea dacă am avut o civilizație străveche care le-a creat și ce rost aveau acestea. Cred că prin ele se făceau transferuri de populație, dar se transportau și minereuri, spune Constantin Bursuc. Profesorul Septuagenar păstrează misterul în privința localizării intrării în tunel.
singurul indiciu dat fiind baza vârfului Toaca. Spune el că tunelul respectiv era în pantă, avea cam 10 metri lățime și 15 metri înălțime cu boltă, iar în el gravitația se anula parțial, astfel că deplasarea în interior se făcea în salturi. Am bănuit că aceste tuneluri aparțin unei rețele construite de civilizația hiberboreană, cu drumuri interioare care se parcurg pe principiul antigravitației, unde un corp de 100 de kilograme ajunge să cântărească doar a șasea parte. Sălile interioare erau luminate cu aplice cu fosfor din loc în loc, mai spune Constantin Bursuc. Povestea profesorului Ieșan pare că urmează un scenariu de film science fiction. Acesta vorbește despre extraterestrii care i-au facilitat intrarea în tuneluri. Prea înțeleptul Enoch, așa cum spune el, prin fenomenul decorporalizării, despre porți de intrare care se deschid doar pronunțând anumite parole sau despre dialoguri telepatice cu ființe din altă lume. Misterioasa poveste a profesorului nu își găsește corespondent în realitate, cei care cunosc muntele Ceahlău neavând cunoștința despre astfel de tuneluri subterane. Singurele formațiuni care duc în subsolul masivului sunt cele câteva grote adânci de câteva zeci de metri. O astfel de grotă sau cavernă, cum sunt denumite în speologie, este în zona cabanei Dochia, mai precis la Detunate. Coborârea se face pe o cădere în gol de circa 40 de metri, asigurată în corzi de susținere. Urmează apoi un culoar descendent de circa 20 de metri, după care se ajunge într-o sală foarte îngustă, care adăpostește un pilon de gheață. Acolo este vorba de un ghețar activ. În total sunt circa 96 de metri de coborâre, iar o ieșire foarte îngustă te scoate între Detunate. Acesta mai spune că alte căi de a pătrunde în subteranul muntelui sunt prin intrarea de pe Ocolașul Mare, unde există un avent de circa 40 de metri cunoscut sub numele popular Grota lui Savu sau Grota din Piciorul Șchiop, unde coborârea se face pe două ramuri la ieșire lungi de 25 de metri. Despre tunelul subteran care ar lega castelul Corvinilor de la cetatea Devei se vorbește în Hunedoara, dar și în Deva de câteva decenii, însă nimeni nu a găsit vreodată vruna dintre intrări. Au fost hunedoreni care au încercat să deslușească povestea tunelului, însă mărturile vreunui succes nu au apărut până în prezent. Cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare este monumentul istoric reprezentativ al Sucevei și în același timp motiv de fală al locuitorilor orașului în fața străinilor. Legendele urbane predate din generație în generație prin viu grai vorbesc despre tunelurile subterane săpate de oamenii lui Ștefan și care ar fi servit pentru evacuarea de urgență în caz de cucerirea țării. Aproape fiecare sucevean chestionat are varianta lui privitoare la tunelurile misterioase. Am auzit eu de mică, de la cetate pleacă un tunel care duce până la stațiunea de cercetare, situată la ieșirea din Suceava. Și se mai vorbește că în tunel era ascuns și tezaurul țării. Un alt tânăr spune că a auzit despre un tunel care ducea la Zamca, dar recunoaște că este sceptic cu privire la existența construcției. Cei care călătoresc cu mașina pe drumul spre Vama Sârbească pot zări pe o parte și alta a șoselei cocoașele unde ascund buncărele militare construite în anii 50 de teama unui eventual atac din partea Iugoslaviei lui Tito. Începând cu anul 1952, la ordinul lui Stalin, România a construit 30 de kilometri de buncăre în jurul localităților Vojtek și Jebel, județul Timiș, lângă granița cu Iugoslavia. În acea vreme, Stalin considera că Iugoslavia era dușmanul de moarte al comunismului și al lui personal. Adăposturile militare din anii 50 au fost proiectate să reziste la bombe de 1000 de kilograme, care ar fi putut fi lansate de iugoslavi. Ulterior, tunelurile subterane construite în Banat, lângă granița cu Iugoslavia, au fost folosite de săten pe post de colibă, stână, cramă sau chiar de bara. Sfinxul și Babele, misterele care înconjoară ciudatele stânci. Sfinxul, stânca cu chip de om, stârnește un interes enorm pentru pasionații de mistere. Un megalit antropomorf situat la peste 2200 de metri altitudine a fost numit astfel după asemănarea sa cu Sfinxul egiptean. Geologii pun formarea sa pe seama eroziunii eoliene, dar internetul este plin și de teorii fanteziste care spun că dacii ar fi sculptat megalitul sau că acesta ar fi de origine extraterestră. Teoriile își au originea în faptul că Sfinxul ar fi cel mai vechi dintre simbolurile noastre sacre, existând și pe vremea regatelor dacice care îi venerau pe Zalmoxis. Alte povești spun că între Sfinxul din Buceci și Sfinxul din Egipt ar exista un tunel al timpului, tridimensional, un culoar energetic. S-au făcut inclusiv presupuneri că Atlasul din mitologia greacă este vârful omului din Buceci sau Prometeu înlănțuit de o stâncă de pe același vârf, iar Babele niște altare ale unei vechi civilizații.
Un alt fenomen legat de Sfinx, care adună în fiecare an pe 28 noiembrie sute de persoane, este piramida energetică. În acea zi, pasionații de fenomene paranormale spun că razele soarelui construiesc la apus o piramidă energetică în jurul chipului sculptat în piatră. Condițiile pentru piramida magică formată de raze aurii ce luminează straniu se formează doar în data respectivă, iar apariția are rol tămăduitor pentru cei care ajung în zonă în această zi specială. Există și un număr de persoane care s-au vindecat datorită piramidei, iar aceștia se întâlnesc în fiecare an pe 28 noiembrie, considerându-se aleși. Diverse teorii susțin că în zona vârfului omul se află așa numitul centru al pământului, locul unde s-ar face legătura între cer și pământ. Considerate guri de rai, în tradiția românească, astfel de locuri alungă oboseala ca prin farmec, învăluiesc corpul uman în energii pozitive și vindecă anumite boli. Gura de rai ar fi amplasată pe drumul către cabana Omus spre peștera. Un loc similar a fost identificat și pe o pantă de pe platoul Bucegilor, în apropierea Sfinxului. Aceste locuri ar fi caracterizate de o anomalie magnetică atipică, zonă care are efecte benefice asupra organismului uman. Unul dintre miturile Bucegilor, poate unul dintre cele mai disputate, se leagă de apa vie, prezentă în mitologia românească prin asociere cu zâne și feți frumoși care își regenerau puterile după ce sorbeau din ea. Un astfel de loc ar fi cascada celor 7 izvoare din Bucegi, aflată între lacul Bolboci și lacul Scropoasa, pe Valea Ialomiței. Despre apa cascadei circulă numeroase mituri. În primul rând, apa purtată de cele 7 izvoare este creditată ca cea mai pură apă din lume, fără azotiți și azotați, titulatură neconfirmată oficial, dar atestată de studii microbiologice. Pentru puritatea apei există două teorii. Fie că șuvoiul trece printr-un câmp magnetic care îi ordonează structura moleculară până la ideal, fie străbate un zăcământ de argint care împiedică dezvoltarea bacteriilor și purifică apa. În jurul apelor pure de la cele 7 izvoare s-a creat și o adevărată mitologie. Internauții vorbesc despre izvoarele sacre ale lui Zalmoxe, localizate chiar pe locul cascadei. Unul dintre fenomenele paranormale care suscită interesul, dar și groaza amatorilor de senzațional, este cărarea ireală din Bucegi. Localnicii din Bușteni, dar și oamenii ai munților, spun că pe traseul Jepii Mici, urcând pe Valea Comorilor, în anumite condiții meteorologice, în special vara când pe munte se lasă o ceață groasă, aparent fără o explicație, apare o cărare îngustă de aproximativ 20 de centimetri paralelă cu poteca principală. În realitate, această cărare blestemată nu există, iar cei care se aventurează să calce pe ea mor sau dispar pentru totdeauna. Doar norocoșii reapar după multă vreme. În alte locuri din Bucegi, dezorientați și pierduți, chiar răniți, pe când majoritatea celor care pășesc pe cărare dispar fără urmă, în ciuda căutărilor sau trupurile lor sunt descompuse în primăvara viitoare, zdrobite de stânci. Oamenii locului spun că zona este o poartă temporală sau o deschidere către lumea de dincolo, iar experiențele povestite de cei care s-au salvat sunt similare celor care au experimentat moartea clinică. Renumele paranormal al jepilor își are rădăcinile și în numeroase accidente grave, foarte grave, care s-au produs aici. Valea Albă este poate cel mai umblat traseu nemarcat din Bucegi, traseu care atrage ca un magnet aventurierii. Geografic, Valea Albă separă muntele Caraiman de muntele Coștila, fiind mărginită pe dreapta de peretele Văii Albe, un uriaș vertical, și pe stânga de Creasta Picăturii. Una dintre cele mai cunoscute legende ale zonei vorbește despre un portal care ar exista în Valea Albă. Localnicii și turiștii au relatat despre faptul că au întâlnit în Valea Urlătorii, la kilometri distanță, oameni complet dezorientați, care fie nu știau unde se află, fie credeau că se află în alte locuri. În Bușteni circulă numeroase povești despre existența unor portaluri care leagă Valea Urlătorii de Valea Albă sau de Valea Cerbului. O echipă de la Lumea Misterelor, o publicație adresată pasionaților în domeniu, a organizat mai multe expediții în Bucegi, în zone despre care sunt relatări că se manifestă fenomene paranormale. Femeile din respectiva expediție au experimentat și stări de golire de energie, vertij și pierderi de echilibru. Alte persoane care au ajuns în Valea Albă spun că aparatele digitale s-au declanșat din senin și au surprins fotografii foarte bune. În anul 1993, în perioada 4 mai-10 iunie, s-au produs câteva zeci de cutremure. Există și mărturii că au fost câteva sute, pentru care nu există încă explicații care să mulțumească pe toată lumea. Potrivit localnicilor, frecvența cutremurelor era zilnică și se producea la ore fixe. Unii spun că erau la orele 20 și 3 dimineața, alții spun că seismele se produceau la ora 20-30. Specificul acestora era faptul că erau precedate de un vuiet puternic, ca și cum ceva s-ar fi prăbușit în interiorul munților.
Seismele aveau o intensitate destul de mică, de 3 sau 4 grade, însă se produceau la mică adâncime, 10 sau 15 km, ceea ce făcea ca zgomotul din munți să înfricoșeze localnicii. Vârful a fost reprezentat de un seism de 5,1 grad, produs în zona Bușteni-Sinaia în seara zilei de 23 mai 1993.